Returnezi sticla și primești banii. Este un sistem prin care autoritățile speră să micșoreze cantitatea de deșeuri care ajunge la tomberon și implicit la gropile de gunoi. Cei drept consumatorul va trebui să plătească un adaos la prețul băuturii. Dar dacă va întoarce recipientul gol în magazin sau la punctele de colectare, își va primi banii înapoi. Scăpați de sticlele din plastic, nu poluați planeta și puteți primi și bani pentru asta. Peturile ar putea fi returnate chiar în magazinele de unde au fost achiziționate. Ce-i drept, un asemenea proiect ar putea fi implementat abia peste câțiva ani. Până atunci însă, dacă vă pasă de mediul înconjurător, ați putea sorta deșeurile după această metodă. Mai exact, ați putea arunca sticlele în tomberoanele special amenajate pentru plastic. Femeia din imagini spune că sortează zilnic deșeurile, deoarece crede că doar așa putem proteja mediul înconjurător. Văd că sortați, ați aruncat plastic. Plastic la plastic, tot gunoi aparte. Faceți asta de fiecare dată? Da, de fiecare dată, da. Mai bine așa, sigur, mai curat și mai plăcut. În luna iunie, Ministerul Mediului a supus consultărilor publice un proiect de hotărâre de guvern privind stabilirea sistemului de depozit pentru ambalaje. Acesta prevede un adaos la prețul băuturilor în sumă de aproximativ 2 lei pentru fiecare unitate. Acest adaos va fi în calitate de depozit, care va putea fi recuperat atunci când consumatorul va returna recipientul gol. Va putea face asta la magazinul unde a cumpărat băutura sau în orice punct de colectare. Acolo va putea primi banii cash sau tichete pe care le vor putea schimba în numerar sau ar putea face cumpărături cu ele. Prin intermediul acestui sistem vor fi reciclate ambalajele reutilizabile sau de unică folosință din sticlă, plastic și metal, utilizată pentru bere, cidru, vin, băuturi fermentate, alte băuturi alcoolice și nealcoolice, apă minerală, apă plată, suc sau alte recipiente cu un volum mai mic de 3 litri. Ideea i-a încântat pe unii oameni. Super, pentru că știu în Europa de mult este deja acest proiect și eu consider că planeta va fi și orașul va fi mai curat. E foarte folositor pentru atmosferă și pentru oameni, că nu se aruncă degeaba și faci un ban. Noi trăim în așa un dezastru că trebuie să protejăm și natura. Asta e motivul cel mai mare. Și asta bă bă чудесно, везде в Европе так делают. Это прекрасно. И мы не будем засорять нашу страну. Sunt însă și sceptici care se arată convinși că această practică nu va funcționa. Nu știu dacă o să fie implementată pe măsură. Credeți că i-ar motiva pe moldovenii acești bănuți înapoi care o să li se ofere? Cred că nu. Nu știu de ce. Pentru așa copii, e migăloasă chestia asta. Cred că mai bine undeva cum se grămădesc acum și la reciclare. Cred că asta e metoda cea mai bună, fiindcă pentru 2-3 bănuți, cred că lumea nu se... Asta e de carat. Autoritățile susțin însă că odată pusă în practică, această metodă va reduce cantitatea deșeurilor care ajung la gropile de gunoi și se va trece la o economie circulară. Implementarea acestor sisteme și acestor metode de colectare a deșeurilor din ambalaje sunt cele mai eficiente. În unele cazuri se ajunge la colectarea de piață până la 90-95% din deșeurile de ambalaje. Astfel se reduce enorm cantitatea de deșeuri care se depozitează, da, care ajunge la groapa de gunoi. Aceste deșeuri se colectează, sunt de regulă mai curate și pot fi mai ușor reciclate. Deși nu prevede cheltuieli din bugetul statului, noul sistem presupune costuri suplimentare pentru agenții economici. Ministerul Mediului estimează cheltuieli pentru reetichetarea băuturilor, achiziționarea sau închirierea automatelor reversibile, preluarea manuală a recipientelor în magazinele fără automate, logistică și administrare. Pentru toate fiind calculat un buget de aproximativ 15-18 milioane de euro. Sistemul ar urma să fie pus în practică la începutul anului 2027. Conform unui studiu recent, în Republica Moldova doar 3% din deșeurile de plastic sunt reciclate, iar în 2021 s-a calculat că un singur om generează 45 de kilograme de deșeuri de plastic.